Asemenea, celorlalte școli teologice din țară și seminarul teologic Sfântul Apostol Andrei din Galați și-a cinstit ocrotitorii. Momentul liturgic dedicat Sfinților Trei Ierarhi a fost primit cu mare bucurie de elevii seminariști care s-au rugat protectorilor spirituali să le lumineze calea în desăvârșirea lor de viitori părinți duhovnicești. În ziua hramului, un sobor de preoți profesori a săvârșit Sfânta Liturghie în capela seminarului teologic Sfântul Apostol Andrei. La slujba au participat elevii seminariști, cadrele didactice, dar și alți credincioși din municipiu. Astăzi, când avem sărbătoarea celor trei ierarhi, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ioan Gură de Aur, participăm la slujbă pentru că această sărbătoare este hramul tuturor școlilor teologice. Ea a început aseară, odată cu vecernia și cu slujba litiei, iar astăzi cu toții ne simțim responsabili, deoarece hramul acesta a fost ales în mod fericit, cei trei mari ierarhi fiind părinți și scriitori bisericești, care cred că însumează un număr destul de important de opere, care au constituit nucleul teologic și dogmatic al creștinismului. Cuvântul Evangheliei rostite astăzi, care spune voi sunteți lumina lumii, a fost ales de către Sfinții Părinți pentru a defini și a prezenta personalitățile luminate, dar mai ales luminătoare ale Sfinților Trei Ierarhi, aleși ca ocrotitori ai învățământului teologic de aici și de pretutindeni. Prin viețile și învățăturile lor, ei au devenit adevărate modele pentru slujitorii bisericii, care trebuie să le urmeze pilda vieții lor în căutarea sfințeniei și în dragostea cea către Dumnezeu. Îi cinstim astăzi cu multă bucurie pe Sfinții Trei Ierarhi, care pentru noi sunt modele de viață, de slujire, de învățătură și închinându-ne icoanei lor, ne rugăm să ne ajute în anul care a început și în semestrul care va urma, în îndeplinirea tuturor obiectivelor pe care ni le-am propus. La final a fost oficiat parastasul pentru ctitorii, profesorii și elevii seminarului teologic Sfântul Apostol Andrei trecuți la Domnul.